Salutare tuturor, eu sunt Awake și după cum v-ați dat seama și din titlu, astăzi o să vă prezint jocul copilăriei mele. E bine, jocul ăsta se numește Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Jocul e făcut în 1996, deci are vreo 20 de ani. Eu îl jucam pe când aveam undeva la 8, 7, 8 ani, nu aveam calculator, undeva prin clasa a 3-a, parcă, sau a 4-a, mi-am luat calculator. Dar jucam la sala de calculatoare și pe la prieteni. Aveam un singur băiat care avea calculator în clasă și ne jucam jocul ăsta. Asta e jocul care am copilărit și vreau să vi-l împărtășesc și eu pentru că încă, deci să-mi bag pula, încă mă joc. Hai să vă arăt cum se joacă. Cum o să vă dau jocul să le scărcați. Nu am voie să pun link-uri de download în descrierea videoclipurilor pentru că îmi iau strike la canal. Că voi o să intrați pe pagina mea de Facebook și o să-i dați un like paginii de Facebook. O să urmăriți, o să vă apară când eu o să pun linkul de la joc. De tocmai de la joc. Ok. Hai să vă arăt cum se joacă. Deci, la Deconstruction avem pachetul cărților. Astea sunt câteva cărți. Sunt cărți de atac, adică sunt monștri. Uite cum sunt ăștia, au atac și apărare. Sunt cărți monștri care au și efecte. De exemplu, asta îi trimite o carte în mâna adversarului înapoi. Sunt cărți de magie, spell card și cărți capcană. Uite, trap card. Ok. Nu știu cât știți jocul Yu-Gi-Oh, însă erau desene animate pe TVR 1, parcă, când eram foarte mic. Hai să vă arăt cum se joacă un meci. Să vă arăt cum se joacă. Ok, aici ai de ales piatră, farfecă, hârtie. Ok, la bătut alegi dacă să dai primul sau al doilea. Ne alegem să dăm primul. Hai să vă explic. Deci, ai 8.000 viață. Vedeți aici, ai 8.000 viață. Nu, aici e viața lui 8.000, aici e viața ta. Când puse în parte în două. Ai 5, uite, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aici pui capcanele. Și aici pui monștri, la fel și el, aici pune capcane, aici pune monștri. Asta e pachetul tău, asta e pachetul lui și aici e o carte pentru fuziune. Dacă ai cartea fuziunii, monstru ăsta, uite că și scrie. Aici. Laser Dragon plus Grete, mă rog. Ok, hai să punem un... uite, punem cartea asta. Hai să vă rog cum se pune. Deci, cartea vedeți care atac și apărare. Dacă tu îi dai click normal pe ea, îi dai click normal, ți-o pune normal. Dacă dai click dreapta și o pui... deci dacă dai click dreapta, ți apare set aici și o pui cu fața în jos. Cu fața în jos ți-o pune așa culcată, vedeți, o pune de-a doua. Și atunci se ia în considerare apărarea. Uite, așa pune și el. Ok, hai să punem o carte normală acum. Uite, asta are 1700 față de ăștia care are 1200 și așa. Prima dată, asta are un efect de a îi trimite adversarului o carte în mână, deși vedeți că are foarte puțin atac și foarte puțin apărare. O activăm cartea. Ce? Trebuie să-i trimită. Aaa, distruge One Trap Card on the Field. Da. Ok. Hai să punem pe asta, o punem normal. Ca să pui cartea asta, Natsu e o carte mai care are atac și apărare mai multe și trebuie să o înlocuim și una de pe câmp. O înlocuim cu asta noastră. Oricum avea 500 apărare. Îi dăm pe Battle Pace și îl atacăm. Ok, el are 2000 apărare, deci ne ia 9300, că noi am dat cu 1700 în 2000 în apărarea lui. Când o ai culcată se pune apărarea, când o ai așa se pune atac. Chiar dacă el te atacă, dacă tu ai pe atac, apărarea se pune tot atacul. Deci pe care e, vedeți, mai alb, așa, nu e mai negru. Aia se pune... Ok, pun o carte. Probabil e o capcană. Sunt niște cărți care atunci când tu pui una pe câmp... Uite, dacă eu pun pe asta, el o să activeze capcana și o să mi-o bată. Ba nu, lol? Ia să vedem. Ce are aici? Tu nu știi ce are. 800 apărare, ok. Cu asta nu pot da. În 2000, pentru că o să-mi scadă mie 550 dacă îi le atac. Clic dreapta și termin tura. Ok, câștigă primul care scade tot 8000 ăsta la viață, tot până ajunge la 0.
Pe parcurs câștigi cărți și mai departe. Mane et terbug. Ce face gânda cu ăsta? Atunci când este atacat, deci dacă tu mi-l ataci mie gânda cu ăsta, eu pot să aleg cu orice carte pe câmpul tău să... Ia să vă arăt, uite, o pun. Dar nu o pun încă, uite, o să... nu știu ce să pun. 1200, ia că pun pârlitul ăsta. Hai să atacăm. Atacăm cu ce mai avem mai mult damage. Pentru că dacă avea ceva cu 2000 apărare, ne lua mai puțin atacând cu 1700 în 2000 decât cu 1200 în 2000 ne lua 800. Bă, dar nu joacă pe atac, n-are cărți de atac. Și aici, cred că știu ce are. Ok, 1300 atac. Nu știu, chiar nu știu ce să pun. O să pun gândacul ăsta. O să urios ce are aici. 800, ok, o să pun gândacul. Pentru că atunci când este atancat, gândacul ăsta mă pune să selectez o carte a lui de pe câmp care să o distrug. Și o să distrug asta cu 2000 apărare. Uite, o să dea în ea. Bun. Ok. Alege un monstru pe care să-l distrugi. Ok, asta. Și acum o să rămână fără apărare. Deci îi bat lupul și îi dau direct în el. Și scade, dacă îi dau cu 1700 în el, îi scade 1700. Ok, o să pun pe asta pentru că are 1700 atac. Cel mai mult. Și zicem așa. 500 odată. Ok, și acum dăm direct în el. Ia uite. 1200. Bun. Hai, Elceanu, și să zici, mă. Începe o muzică mai așa, când ai tu un avantaj. Mai are 3000. Deci, da, data viitoare, cred că îl bat, dacă n-are o carte ceva. Uite, vezi? N-am cum să-l bat acum. Dacă dau cu 1700, 1700, mi se pare că mor amândouă. După aia dau cu ăștia atac și îl omor. Dar hai să vă mai explic jocul de ce să... trap hole. Asta e cea mai bună capcană care există. Când el pune o carte, tu selectezi trap hole-ul și o distrugi pe lui. Ok, hai să o punem pe asta pe defensivă. Hai să dăm cu a noastră într-a lui, să bubuie amândoi. Mi se pare că mă întreabă. Ah, nu te întreabă. Ok, mai rămâne cu 1450. Dacă aș da cu asta, l-aș bate și aș câștiga o carte. Dar nu. Cum stă treaba? Poți să joci un meci simplu, deci 1-1. Raigeki. Change of heart. E schimbarea de inimă, îți preia o carte el. Și o înlocuiește cu una de-a lui. Pe care hai să vă arăt cum funcționează trap hole-ul. Deci, stai să vă mai explic o dată. Change of heart. Uite, alege o carte a oponentului, un monstru, deci nu o carte capcană, și o folosești timp de o rundă, până vine rândul celuilalt. Deci tu când activezi cartea asta, îi folosești un monstru de-a lui, îl iei pe câmpul tău de luptă, deci îl iei la tine și îl bați timp de o rundă. După runda viitoare vine înapoi. Dar el având cartea asta de aici, care am fost dau click să-mi apară aici, ok, deci cartea asta, a s-o pui, care atac și apărăm un pic mai mult, trebuie să sacrifici un monstru de-al tău. El a folosit cartea asta, mi-a luat mie Mystical Elf-ul și în locul elfului a pus cartea lui. Și acum nu mai are ce să mai vină mie înapoi. Asta e deja e moartă, nu o să-mi vină lui înapoi. Și acum mă întreb dacă vreau să activez Trap Hole-ul. Trap Hole-ul, dacă îl activez, ia uite. Pam. Bun. Sunt cărți, de exemplu, el are o carte, eu nu am încă. Uite, Master Reborn. Ceva ce Master Reborn. Îți scrie și aici. Poți să selectezi un monstru care deja a omorât. E foarte utilă câteodată. Dacă iei gândacul, nu poți să mai folosești puterea lui de a ucide un monstru de pe câmp. Uite, i-aș lua-o pe lui, dar 1600. Nu știu de ce ar trebui să sacrifici un monstru. Bine, are și atac și apărare. Cred că o să-mi iau elful înapoi. O să-l pun pe defensivă. Nu-i... stai că pot să mai pun și o carte. Că n-am pus. Am folosit decât pe asta. Ok, hai să mai pun o carte.
Hai să-i dau atac. Deci, în numărul ăla, cum l-aș putea bate? Dacă ar fi trebuie să fie ceva de făcut, dar ce? Ok, dacă ești, da, acum l-aș bate în mod normal, dar nu. Meciul poți să-l joci în două faze. Deci, ori 1-1 și câștigi o carte, ori 2 din 3. Deci, se joacă 3 meciuri. Dacă iei 2 din ele, câștigi 3 cărți. Dark Magician. Dark Magician e cel mai puternic monstru, să zic așa. Dark Magician. Însă trebuie să... Deci să vă mai explic o dată. Când dai click normal, click, uite așa, bam. Îl pui pe câmp. Dacă dai click dreapta și set, îl pui în defensivă. Ok, dar mi-e frică de capcana lui și să n-ai gândit de la să-mi luăm mare. Deci o să-i dau prima dată atac. Uite, vezi? Gândac. Și o să-mi distrugă ori asta, ori pe asta. Ah, pe asta că e cea mai bună. Ok, și acum o să o punem pe Dark Magician. Dăm pe M2. Pentru că n-am pus carte, atunci putem să o punem acum. Și punem în locul... Știu, așa, știu. A, uite-l, 2500. Pot și schimba câmpul de luptă cu ceva, deci câmpul ăsta normal de piatră cu un fum sau ceva cu toxic și un deci întuneric și un ce dracu m-a pierdut. Unelor cărți de fapt o să le dea atac, apărare și mai departe. Nu, stai să vedem. Hai să punem pe ăsta, îi dăm atac contra lui. 2500 n-are ce să aibă acolo. Și să-l batem oare. Hai să mai stăm o tură. Deși are o carte mână care dacă o folosești îmi sparge tot de pe câmp. Tot, se numește Raigeki. Na. Mi se pare că am câștigat-o și eu ieri. Cred. Ia uite, Raigeki. Asta îi sparge lui toate cărțile pe câmp. A, uite. Dar n-ai avut decât una. Ah, avea gândacul, mi-l spărgea pe Dark Magician. Ok, hai să ne mai jucăm cu el. Care-i treaba la Yugi? În pachetul lui de cărți are... Ok, ceva ce asta distruge un spell card on the field. Dar eu că am pun jos. Dacă nu... Deci, dacă e spell card nu sunt capcane, sunt o rămoși sau așa. Sunt de fuziune, de să-ți învii monstru. Hai să vă arăt mai exact. Și dacă e capcane, o întorci înapoi cu fața în jos. Deci bănuiesc că e aia cu două mâini. A, uite, asta e. E capcana. Ce poți ai tu aici? 800. Hai să-l batem. Hai, că m-am săturat deja. Bam! Și o să ne dea o carte. El în pachetul lui, ca asta spuneam, aici te întreabă, vrei să salvezi sau nu? Da. Duel filmat. Și îți apare o listă, vrei să salvezi. Ia uite, am câștigat o carte, 900 atac, 700 apărare. Dacă vrei să o pui... Cred că ți-ai dorit să câștigi mai mult decât am vrut eu, a fost un duel. Așa, ok. Trebuie să ai 40 de cărți neapărat. Uite ce am mai câștigat eu pe aici, 900. Dacă vreau o pun pe asta aici, poți să joci cu 41 de... Nu. Cum o pun? A, asta e carte de fuziune, hai, coai. Uite, 600 cu 700, dar n-aș vedea rostul, pentru că dacă sper o dată, hai, îmi trebuie o carte bună să-l bat. Hai, dăm ceva bun și îmi dă căcatul ăsta, păi șterg jocul. Poți să pun un pachet, poți juca și cu 41, dar poți să scoți ceva mai... Uite, ăsta e bun, 2000 pe apărare. Uite, aș scoate pe ăsta, pentru că ca să-l pui trebuie să sacrifici un monstru și nu-i cine știe ce. Și să bag ce? 1000, 1000. Nu prea am ce. Asta trebuie să sacrifici un monstru, 800, 800, da, nu prea am ce. Ăsta e pachetul. La început, mă rog, după aia faci cărți mișto. Uite cum mi-a picat mie Raigeki.
și îi sparge toate cărțile lui de pe câmp, cum e Darkhold, tot la fel. Bine, asta distruge și pe ei și pe lui. Duel single și match. Bine, păi cam asta ar fi. Dacă mai aveți clipuri cu jocul ăsta, eu o să vă mai fac, să vă mai învăț. Deci pe bune, o să mai fac să vă mai învăț. Like paginii de Facebook. Când o să facem ceva like-uri, o să pun o postare. De aici puteți descărca Yu-Gi-Oh! Sau poate îl găsiți VPN, dar să nu mai tâmpenii de jocuri de prostii. Eu pe ăsta l-am pe un CD-ul de, cred că, 10 ani. Și, da, cam asta ar fi. Eu am fost Oic, ne vedem data viitoare. Ba, pa, pa, pa. Cum pornesc OBS-ul? Hai, pa, cum opresc, pardon.